Am revenit la Lumea Nevăzută. Alături de noi în platou a venit astrologul Camelia Pătrășcanu și ne va spune cum ne influențează luna nouă și luna plină. Camelia, bine ai revenit la noi! Și mie îmi pare bine să fiu alături de voi. Mi-era dor de publicul tău. Da, mă bucur că ești cu noi. Hai să vedem cum ne influențează aceste faze ale lunii până la urmă. Sunt foarte importante, fie că suntem bărbați, fie că suntem femei. Luna ne influențează și biologic, toate umorile și toate procesele fiziologice. Sigur că participă toate planetele, dar luna, ca satelit al Pământului, mai apropiat de noi, și într-o relație conjugală cu Terra și cu Soarele, ne influențează în mod deosebit. De aceea, foarte mulți dintre noi, mai ales în ultima vreme, am devenit astrosensibili. La lună, și da. La lună plină, în special, dar și la lună nouă, trăim poate mai intens emoții, senzații, corpul reacționează altfel, lucrurile acestea se știau, se ținea cont de ele, se aplicau calendare ale fazelor lunii, mai ales în agricultură sau în prepararea, colectarea, cultivarea și prepararea remediilor, în alimentație, de asemenea, se ținea, erau zile când se mânca mai mult vegetal sau mai mult frunze sau mai mult rădăcinoase, de exemplu, când luna trecea prin semne de pământ, pentru că, înainte, oamenii înțelegeau că alimentele sunt și remedii în același timp, nu doar pentru plăcere. Chiar și și în procesele de înfrumusețare, când nu aveai voie să te tunzi oricând. Absolut, deci tot ceea ce făceam pentru corpul nostru și pentru viața noastră și în ritualurile cotidiene de întreținere, țineau foarte mult cont de tranzitele lunare. Și sigur că în tranzitele lunare avem două faze, de lună în creștere și de lună în descreștere, cu vârfurile lună nouă, lună plină, și se făceau lucruri specifice pentru lună în scădere, care sunt două săptămâni și două săptămâni. Luna în scădere se produce întotdeauna două săptămâni după lună plină. Ne putem uita pe cer sau vedem în știri și calculăm două săptămâni după luna plină și putem face lucruri specifice pentru luna în scădere. Sigur că viața noastră este compusă și din plus și din minus și din activități în care vrem să dobândim ceva și în care vrem să curățăm sau să scăpăm de lucruri și nu ținem întotdeauna cont de luna plină și luna în scădere. Și e bine ca viața să-și urmeze cursul firesc, să nu forțăm lucrurile. Dar dacă vrem în mod specific ceva, pe luna în scădere să scăpăm de ceva, de convingeri care ne limitează, de frici, de amintiri negative, ne putem raporta la unele evenimente, dar vrem să ne raportăm beneficii, să nu mai stea ca un cui în cap, că nu știu cine, ce ne-a zis sau lucruri care s-au întâmplat. Dacă vrem să scăpăm de boli, dacă vrem să ne detoxifiem, dacă vrem să curățăm spații, dacă vrem să eliminăm un anumit viciu sau un tic sau să curățăm o relație sau să eliminăm o persoană, vorbim de relație, deci ne referim numai la noi, putem folosi în mod conștient zilele cu lună în scădere, deci după lună plină două săptămâni. Mai conștient. Sigur că și atunci când luna este în creștere, poate vrem să facem lucruri, să curățăm casa, să curățăm mașina sau, nu știu, să facem lucruri care se referă la un detox sau la o eliminare. Dar efectul mai puternic și pe mai multe planuri, mental, emoțional, relațional, este pe lună în scădere. Deci pe lună în scădere facem curățenie. Facem curățenie sub toate aspectele. Se spune chiar că dacă vrei să-ți curezi casa, să ștergi geamurile, e bine să fie luna în scădere ca să țină mai mult curățenia respectivă. E o energetică aparte care se întâmplă pe luna în scădere. Și acestea sunt, întotdeauna reamintesc, după lună plină, timp de două săptămâni. Am avut lună plină acum de curând, marți, lună plină sub patronajul Scorpionului, că suntem în zilele Scorpionului. Sigur că la lună plină este în semnul opus, adică în Taur. Dar mie îmi place să mă raportez la lună nouă, lună plină, la zodia în curs, acolo unde este soarele. Pentru că chiar dacă luna este receptorul energiilor cosmice și distribuie această energie, soarele este cel care face această distribuție în tot complexul astral al lumii, al vieții și în astrograma noastră. Și atunci am avut luna plină a Scorpionului Mars. Deci timp de două săptămâni de marți, până când vom avea luna nouă în Săgetător, adică până pe 26 noiembrie, avem zile în scădere. Putem profita, suntem în post, cu atât mai mult, alimentar, iată, putem face o eliminare de kilograme în plus sau de eliminarea toxinelor, ne inspiră această perioadă, dar putem face de asemenea și un detox care se împarte după 23 noiembrie, este un detox foarte favorabil mental.
pentru că suntem în zilele săgetătorului și săgetătorul răspunde de cunoaștere. Ai o metodă anume, un ritual anume pentru această perioadă ca să ne eliberăm mai ușor? Luna în scădere, sunt două ritualuri. La lună plină se folosește ritual cu apă, pentru că e plin și apa poate fi ușor informată și informăm apa cu toate ursitele noastre bune, tot ce ne dorim pentru noi. Nu tot ceea ce ne dorim pentru noi este și benefic. De aceea, întotdeauna, când punem o dorință, folosim un bol cu apă, în care o să se explic imediat, noi ne putem dori lucruri cu ceea ce știm noi despre noi la momentul ăsta. Viața s-ar putea să ne aducă evenimente și lecții care ne schimbă și creștem la nivel de cunoaștere și de conștiință în perioada următoare. Și de aceea, întotdeauna când ne dorim un lucru, e bine să ne-l dorim în acord cu binele nostru divin, cu planul nostru divin, care poate încă nu știm care este. Și dar atunci specificăm. Dar atunci, chiar dacă nu știm care este, uite, de exemplu, pot să-mi doresc să fac o casă sau pot să-mi doresc să mă căsătoresc. Nu știu care e momentul potrivit conform planului meu divin. Oamenii se căsătoresc la diverse vârste, de uneori și divorțează. Și atunci spun că vreau să întâlnesc pe cineva sau vreau să mă căsătoresc dacă este în acord cu planul meu divin. Și întotdeauna când adaug lucrurile astea, cumva mă pun în armonie, îmi permit să am o dorință, cu cât știu eu despre mine acum și nu e o vinovăție că poate n-am o dorință potrivită, dar în același timp îmi las sufletul într-o larghețe pentru a primi și a accepta o altă informație peste informația dorinței mele care este mai în acord, mai armonică cu ce am eu de făcut pe lume. Și felul ăsta, chiar dacă îmi doresc un lucru, există peste un strat mai mare, o instanță mai mare, care comunică cu ființa mea înaltă, cu conștiința mea, și care așează în ritmul cuvenit. Și eu pot să-mi doresc un lucru și să nu cad în patima de a fi nemulțumit că nu mi s-a împlinit. Cumva mi se comunică că este un timp potrivit și mă calibrează pentru întâlnirea potrivită. Poate în felul ăsta, de exemplu, pe tema relației nu vor mai fi atât de multe divorțuri sau voi înțelege tâlcul unei relații. Și la lună plină se face un ritual cu apă, iar în apă pun elemente fizice analogice cu lucrurile pe care mi le doresc. Pot să pun sare ca să am înțelepciune și ca să am putere. Pot să pun și chiar minerale. Pot să pun miere ca să am dulceață și să pot să-mi exprim farmecul. De multe ori calitățile noastre frumoase sunt mascate, sunt ascunse și oamenii nu le văd. Pot să pun busuioc pentru a avea protecție divină sau tămâie pentru asta. Pot să pun floricele uscate, de exemplu, ca să exprim toate darurile mele creative în lume. Pot să pun piper sau ardei, de exemplu, ca să am tonus. Da, energie yang, ca să am tonus, chiar dacă sunt femeie. Ca să am tonus, să am vitalitate, să am persistență, să fiu o prezență remarcabilă. Pot să pun ulei ca să mă descurc în situațiile de viață ca uleiul ies la suprafață. Pot să pun tot felul de bănuți. Pot să pun o verghetă sau un inel din pentru orice metal, da, ca pentru o relație sau pentru a menține, a cultiva sporul și lucrurile bune într-o relație pe care o am deja. Deci pot să pun tot felul de elemente, e o joacă psihologică și este chiar și un exercițiu psihologic. Se face și în diverse terapii, când se lucrează cu elemente simbolice și cumva calibrez psihicul pentru lucrurile astea, dar în acord întotdeauna cu binele meu divin. Lucrurile întotdeauna se referă la mine, este o ursită pentru mine și dacă, de exemplu, vreau să am relații bune, nu spun că atunci când fac această ursită în bol la lună plină, nu spun, de exemplu, că vreau să am o viață liniștită fără Popescu sau fără un anumit obicei al lui Popescu. Nu, vreau să cresc în conștiență, cresc în bunătate, în toleranță, în acceptare, în putere, astfel încât să fac față la toate solicitările care sunt, inclusiv la solicitările pe care mi le aduce Popescu, că vorbește violent și mă deranjează de multe ori, știi? Adică calitățile mele cresc. Și în felul ăsta, crescând calitățile mele, de multe ori oamenii nepotriviți nu-și mai găsesc locul sau își schimbă comportamentul față de mine. Deci nu vreau să elimin ceva de la cineva, ci vreau să cresc eu în capacitatea de a face față. Asta e la lună plină. Și după lună plină... Stai puțin. Și acest bol cu apă... Așa, ce facem cu el. Da. Îi se dă un sens antiorar, care este sensul crescător de rotație al Pământului în jurul axei și în jurul Soarelui. Și de fiecare dată când pun ceva, dau un sens antiorar. Inversa celor de ceasornic. Și acest bol îl pun la un pom, chiar dacă fac acest ritual la o lună plină în iarnă, dar știu că există un pom care este în vigoare,
torn la rădăcina acelui copac, intră în felul acesta în fluxul naturii și natura sporește, universul concură la împlinirea dorințelor mele. Există un moment al zilei când trebuie făcut acest ritual? Mie îmi place să-l fac seara, toată noaptea stă la dospit, razele lunii cad pe pervazul unde am pus acest bol sau noaptea, da, cu luna plină, cade pe acest bol și după aceea prinde primele raze ale dimineții, dacă am și un pervaz la răsărit, și după aceea îl pun după răsărit, îl pun la un copac. Eu acest ritual de lună plină, lună în creștere, pot să-l fac nu numai la lună plină, și cu câteva zile sau pe tot parcursul celor două săptămâni dacă am un proiect foarte important, și în felul ăsta aflu și dacă eu sunt potrivit pentru proiect. Deci putem face două săptămâni acest două ritual. Săptămâni, da, pentru că se calibrează cumva mintea cu lucrurile pe care mi le-o deros, și așa am dat seama dacă dorința este conformă cu mine, dacă e congruentă cu mine, dacă eu, poate dorința e bună, dar poate eu nu sunt așezat, mai am convingeri limitative, mai am opinii, de exemplu, mulți își doresc abundență, dar acolo unde o văd ei nu o recunosc sau o condamnă. Ia uite, și pe ăla și-a luat o mașină, nu știe să conducă sau e un fraier și uite ce casă și-a făcut sau ce nevastă și-a luat. Deci condamnă abundența unde văd, dar eu o vreau în viața mea. Și cumva în aceste două săptămâni când fac ritualul, încep să-mi dau seama. Deci e un exercițiu psihologic foarte da, important. Da, este un exercițiu psihologic, da? Și când lucrăm cu elemente, corporalizăm mai mult decât dacă e doar viziune și doar mental. Ne ajută mult. Și avem 12 luni pline pe an și 12 luni noi pe an sub patronajul fiecarei zodii, care aduce un plus, fiecare aduce ceva. Poate odată o să ne putem întâlni și să vorbim pentru fiecare zodie. Și atunci am practic 12 praguri, 12 lecții în care eu fac acest exercițiu psihologic și mă calibrez într-un an de zile astfel încât să comunic cu forțele universului corect și încep să se modeleze dorințele mele, dar și eu în întâmpinarea dorințelor. Și viața mea arată altfel. Și pentru că toți suntem la lună plină, aș vrea să ne spui câteva cuvinte și despre această lună plină în Scorpion. Care a fost marți. Este una din cele mai magnetice, mai magice luni. Scorpionul este un semn extraordinar de puternic, este un semn fix și are un magnetism specific, persoanele născute în Scorpion au acest magnetism, se atașează puternic și noi când iubim un Scorpion ne atașăm puternic, nu pentru că Scorpionul face ceva să ne lege, dar câmpul energetic al acestor nativi este cu totul specific, iar evenimentele care sunt în Scorpion sunt speciale, mai intense emoțiile, acțiunile ne implică mai mult, mai transformatoare și răscolitoare. Și atunci această lună plină care a avut loc pe Scorpion marți a fost cu totul specială. Este un semn al golului, al pierderilor. Scorpionul ne învață să ne detașăm. Și iată o lună plină care ne învață să căpătăm. Și atunci lecția acestei luni plin de marți merită să reflectăm la ea, ne vom întâlni peste un an cu luna plină Scorpion, sigur în altă dată. Este învățarea de a primi câștigurile din lecția pierderii, din toate eșecurile, pierderile, abandonările, rupturile, despărțirile, păgubirile, înșelările pe care le-am avut. Este o lecție acolo care ne face mult mai competenți pentru viața mai departe. În primul rând învățăm să înțelegem că nu putem ține ceva sau pe cineva lângă noi. Noi ne dorim și facem totul și e bine că am făcut totul pentru noi. Nu înseamnă neapărat că a fost și primit totul de partea cealaltă sau că celălalt își dorește în mod liber să rămână cu noi mai departe chiar dacă am făcut tot. Și trebuie să acceptăm lucrurile astea, că oamenii, lucrurile sunt libere să rămână în aura noastră, în energia noastră, în câmpul nostru și în destinul nostru atâta timp cât este menit și dat să rămână. Și învățăm de aici să fim mai detașați, chiar dacă ne pasă și iubim, să o facem oferind libertate lucrurilor să rămână sau să plece, înțelegând că puterea noastră nu stă și nu este în funcție de prezența oamenilor și lucrurilor în viața noastră. Foarte mulți mi-au scris, apropo de această lună plină, când am organizat atelierul de lună plină, foarte mulți mi-au scris că au avut pierderi de persoane, toată familia a dispărut, a plecat într-un accident, de casă, de bunuri, de faimă, de putere, de avere. Și îmi spuneau că au luat-o de la capăt când nu credeau, în momentul în care au capitulat în fața deznădejdii și a revoltei că au pierdut, atunci s-a deschis altceva în viața lor. E foarte greu când pierzi persoane speciale. Dar altceva s-a deschis în viața lor. Au schimbat meseria, au schimbat casa, au schimbat țara, au schimbat orașul, au schimbat oamenii din jurul lor, s-au apucat de cu totul altceva și au fost extraordinar de productivi în acest altceva. Nu înseamnă că trebuie să pierzi ca să fii productiv. Pur și simplu drumul vieții poate să treacă prin alte borne.
Iar oamenii din preajma noastră sunt liberi să stea sau să plece uneori și fizic din viața noastră. Și este lecția detașării. Ca să câștigi putere, trebuie să nu te mai ancorezi de lucrurile fără de care crezi că nu poți. Și ele când pleacă, ți-au luat puterea cu ele. Și atunci când le construiești în viața ta, dar în același timp le lași libere în viața ta, puterea ta rămâne intactă și poți să te reconstruiești sau poți să creezi lucruri după. Iată o perioadă de eliberări, dar și de transformări. Iar acum este luna scădere după lună plină. Și, practic, pe luna scădere până la luna nouă în Săgetător, pe 26, avem aceste lecții de detașare. Iar după 23 noiembrie, cu activarea Săgetătorului, Soarele este în Săgetător, eliminăm din capul nostru mai ales convingerile, prejudecățile rasiale de gen, ăla nu poate, ăla e prost, ai femeie, nu poate, ăla e bărbat, nu se poată. Alte prejudecăți legate de etnice. Când avem noi tot felul de considerații, dar ne vin automat, ele sunt întreținute de multe ori, prejudecățile, da, ele sunt de multe ori întreținute și de mentalul colectiv. Și sigur că ne este mai greu. Deci noi suntem niște oameni buni, aș putea renunța la lucrul ăsta. Da, dar este, trebuie să ținem cont că este întreținut de mentalul colectiv și dacă noi facem această despuiere de gânduri negative și devalorizante la adresa altora, atunci nu mai întreținem acest mental colectiv și în viața noastră nu mai apar aceste persoane către care am fi tentate să aplicăm prejudecăți. Și componența relațiilor noastre se schimbă, nu mai vin din univers acele oameni care ne pun oglinda sau care ne forțează.